Salut! Astăzi vom învăța despre crustacee. Sunteți gata? Să începem! Clasa crustacee! Crustaceele fac parte din încrângătura artropodă. Creveții, crabii, homarii, ciripidiile, racii și crabii pusnici sunt toți crustacee. Majoritatea crustaceelor sunt acvatice. Crustaceele care trăiesc pe uscat includ unii crabi și păduchi de lemn. Ele pot trăi atât în apă dulce cât și în apă sărată, astfel încât să poată trăi în lacuri, oceane și râuri. Crustaceele au două părți majore ale corpului, cefalotoraxul și abdomenul. Au două perechi de antene, doi ochi și trei perechi de fălci pe cap. Majoritatea respiră prin branhii, anumiți crabi de uscat au dezvoltat plămâni. Crustaceele sunt nevertebrate, asta înseamnă că nu au coloană vertebrală, ci au un exoschelet care să îi protejeze. Ca adulți își năpârlesc ochilia pe măsură ce cresc în dimensiune. Pentru a se reproduce, crustaceele depun ouă. Unele specii poartă ouăle pe corp. Curiozități! Crabii pusnici nu își pot face singuri cochilii. Ei se ascund în cochilii lăsate în urmă de alte animale. Crabii, racii și creveții pot înota, pe când homarii doar se târăsc pe fundul oceanului. Ciripidiile se lipesc de o suprafață tare ca o stâncă sau o barcă și nu se mișcă niciodată. Unul dintre cei mai mari crustacei este homarul american, care poate cântări până la 20 kg. Un alt crustaceu mare este crabul păianjen uriaș japonez. Picioarele sale se pot întinde până la 3,5 metri. Furicii de apă, creveții zine și creveții artemia sunt unele dintre cele mai mici crustacee. Majoritatea sunt mai mici decât 0,65 cm. Asta e tot pentru lecția de astăzi despre crustacee. Sper că v-a plăcut videoclipul.